Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună un sirop de căpșuni. Se poate face cu zahăr sau cu un dulcitor, după cum doriți. Atât de gros este siropul. Am lăsat și pulpa fructului, nu am scos doar siropul. Este foarte concentrat, este foarte bun de băut cu apă rece sau pur și simplu facem jeleu sau punem la prăjituri. Haideți să vedem cum se face. Ce folosim pentru această rețetă? 1 kg de căpșuni am eu aici. Am avut mai multe, dar am mâncat din ele și le-am ales pe cele mai coapte. Le-am spălat și le-am tăiat codițele verzi. Și 1 kg de zahăr. Deci se folosesc cantități egale de fruct și zahăr. Vom mai folosi și zeama de la o lămâie în momentul în care vom pune siropul la fiert. Ce facem acum? Turnăm zahărul. Amestecăm puțin. Lăsăm așa căpșunile cu zahăr în frigider sau într-o cameră mai răcoroasă până mâine. Trebuie să stea peste noapte ca să-și lase sirop. Căpșunile noastre și-au lăsat sirop. Mai este zahăr care nu s-a dizolvat complet, dar nu este o problemă, se va dizolva la fiert. Fac siropul cu tot cu pulpă, așa că bag blenderul puțin. Punem acum siropul la fiert. Vedeți că am sfărâmat căpșunile foarte bine. Este important să avem o cratiță din aceasta largă, cu pereții groși. Când siropul dă în clocot, punem zeama de lămâie. Zeama de lămâie va menține și culoarea frumoasă a siropului, dar are și rol de conservant. Amestecăm într-una și îl lăsăm să fiarbă timp de 10 minute. Așa arată siropul nostru. Se vede că este foarte gros deja. Îl pun în sticle de 250 de ml, suficient cât au nevoie ai mei. Dedesubt am pus o tavă metalică, aceasta va atenua șocul termic și nu se vor sparge sticlele. Sticlele sunt curate, sterilizate, perfect uscate. Am pus o strecurătoare să se oprească semințele și turnăm siropul. Punem capacele. Acesta este siropul pe care l-am obținut. Cam 850-900 de mililitri de sirop, foarte gros. Îl vedeți cât este de gros? Este foarte gustos. Se poate bea cu apă sau îl putem face jeleu pentru torturi și prăjituri. Este puțin, dar este delicios. Îl vom înveli acum cu pături și îl lăsăm până mâine să se răcească în voie. Pentru mai multă siguranță, putem steriliza sticlele acestea cu sirop timp de 20 de minute din momentul în care apa dă în clocot. Sunt Gina Bradea. Îmi plac rețetele simple și gustoase. Vă mai aștept să mai gătim împreună și alte rețete delicioase. La revedere!